Suntem la a doua jumătate a turneului, suntem deja la concertul numărul 8, dacă nu mă înșel. Suntem la Pitești, mai avem încă 4 concerte la Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Deva și București. Și mă bucur foarte mult că acest turneu m-a făcut să-mi aduc aminte de momentele frumoase din facultate când cântam alături de ansamblu de percuție condus de maestru Grigore Pop. Mi-am adus aminte de multe momente la fel de frumoase pe care le-am petrecut alături de Sistem și mă bucur că pot să aduc toată această informație la un loc și să o pun aici, în practică, în acest proiect Bach în Showbiz. Acordăm! Acolo nu văd nimic. Stai. Dreapta și jos. Hai, așa. Atât bate proiectorul. S-a lăsat așa? Da. Aici? Încă o dată. Hop. Ai emoții? Mă bucur că muzica de percuție atrage atenția încă o dată și în domeniul online, nu numai în sălile de filarmonici, acolo unde percuția este în ghilimele vedetă, și sper ca de acum încolo bloggerii să susțină cât mai mult proiectul Bach în Showbiz, pentru că la adică, dacă vorbim de fusion, atunci vorbim fusion atât din punct de vedere al părții muzicale, cât și din punct de vedere al comunicării acestui proiect. Modernism și toate acute, toate astea acustice, toate scenele, toate... Mi-a plăcut foarte mult. Inedit, minunat, armonios și plăcut copilor. Mi-a plăcut tot timpul. E frumos. E frumos spectacolul ăsta. Deci o să vin în fiecare noapte. Incredibil, deci n-am crezut că poate să-mi placă Bach atât de mult. Mi-a plăcut. Felicitări. Bach îl știm cu fugile, da. Nu e chiar cu fuga. Dar le-au prelucrat frumos. Da, foarte, adică au avut o manieră frumoasă de lucru. Trebuie să mărturisesc că două dintre piese mi-au plăcut în mod deosebit, pentru că amintesc un pic de filmul francez al anilor 70, 60, 70, așa, ba chiar și de muzica de film compusă de Vladimir Cosma, de ce nu? Este mare nevoie de asemenea spectacole pe care eu, din punctul meu de vedere, deci eu le văd adresate în special tinerilor care trebuie atrași către muzica clasică prin acest tip de concerte. Vă aștept pe 5 iunie la Bach în Showbiz, cel mai ritmat show multimedia de pe piață.